Liberalizarea pieței este esențială pentru a putea construi în jurul resurselor de gaze naturale din România, în primul rând. În al doilea rând, e nevoie de o predictibilitate legislativă și fiscală care să permită o gândire și o abordare pe termen lung, care va duce automat la extragerea acestor resurse și la valorificarea lor, în primul rând, în România. Că vorbim de industrie, că vorbim de rezolvarea problemei de securitate energetică și de siguranță aprovizionării sau cea de sărăcie energetică. Deci, împușcăm exact ca Croitorașul cel viteaz, trei lucruri dintr-o dată. Și al treilea lucru de care este nevoie, investiții. Foarte multe investiții, pentru că avem resurse mature care trebuie reînnoite. Da, avem într-adevăr resurse și onshore și offshore, mai ales cele offshore sunt destul de greu accesibile, iar investițiile necesită un lucru esențial, necesită investitori. În lipsa investitorilor, nu ai cum să valorifici aceste resurse. Împreună, acest triunghi ar putea să garanteze în viitor o Românie, o strategie economică, o Românie construită în jurul unui program consolidat prin intermediul resurselor energetice de gaze naturale. Am spus liberalizare, am spus predictibilitate și stabilitate fiscal-legislativă și investiții, prin urmare investitori. Și de aici fiecare om își va trage propriile concluzii. De ce e nevoie ca acești investitori să treacă și la acțiune?